Este de bun simț să observăm că voința politică în acest moment nu este pentru o justiție eficientă, ci este pentru blocarea anchetelor și pentru blocarea justiției. Noi, procurorii, nu putem duce o luptă politică. Ne interzice legea. Pledoaria noastră este însă pentru o legislație stabilă. Pledoaria noastră este pentru o legislație în care procurorii să fie independenți. Independența procurorilor este o valoare incoruptibilă. DNA este o instituție matură, profesionistă, care a demonstrat că își îndeplinește atribuțiile indiferent de provocări. Așa că, dragi colegi, nu abandonați. Continuați să vă faceți treaba și nu abandonați. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut în activitate. Le mulțumesc tuturor celor din sistemul judiciar, le mulțumesc tuturor partenerilor instituționali din România, dar și din străinătate. Și în final, aș avea un mesaj pentru cetățenii României și pentru societatea din România. Corupția poate fi învinsă. Nu abandonați. Vă mulțumesc pentru atenție. Și vouă vă mulțumesc pentru tot ce am făcut împreună. La revedere!